Pe 4 și 5 iunie vom avea a doua ediție a festivalului Encanté, festival dedicat publicului tânăr. Ca o noutate, anul acesta avem și o a treia locație, Bulevardul Nicolae Bălcescu, care va fi o promenadă urbană, unde vom avea parte de evenimente și spectacole de stradă, artiști pe picioroange, teatru de stradă, muzică live, ateliere de pictură, ateliere de jonglerii, circ contemporan, spectacol de jonglerie cu foc. În cele două parcuri, Parcul Tineretului și Parcul Marghiloman, vom avea diferite ateliere practice și spectacole pentru copii, o să vă spun câteva dintre ele. Fata Babei și Fata Moșneagului, pe data de 5, spectacol Crina și Păpușile Vorbitoare, tot pe 5, concert al corului Happy Kids, spectacol interactiv cu gheață carbonică, spectacole de marionete, ateliere de baloane de săpun, concursuri, ateliere practice, ateliere de dezvoltare personală și multe surprize. O să fie un festival al copiilor, din toate punctele de vedere, în sensul că vom avea și activități educative și distractive și culturale și activități care să bucure și să împlinească toți copiii din Buzău. Vă așteptăm cu drag. Și cel mai important, avem timp de o lună de zile, începând cu 4 iunie, avem expoziția Muzeului Itinerant Perpetuum Țăndărică. Teatrul Țăndărică vine la Buzău cu un muzeu itinerant, cu toate păpușile care au prins viață la un moment dat în spectacolele Teatrului Țăndărică. Timp de o lună de zile copiii pot vedea această expoziție aici, chiar în Vila Albatros. Vă așteptăm cu drag să vedeți puțin din istoria celor 70 de ani de teatru de animație din România.